Mie două, trei zile n-am mai mâncat nimic, că nu mai puteam. Serios? N-ați mai mâncat deloc? Păi și mai acuzați pe profesorul Măgureanu că a vomitat în... Nici carne nu mai vreau să mănânc. Păi nu l-acuz, dar vedeți, dumneavoastră, dânsul a ajuns ce a ajuns. Eu v-am spus la început și vă mai spun și acum, dacă primeam ordin să-i pupăm, îi pupăm. Asta a fost ordinul. Alt respirator vă zice că din câte știți, din câte ați aflat, cine a hotărât până la urmă uciderea lui Ceaușescu? Deci, păi se știe. Deci, domnul Dorin s-a documentat mai bine. Într-un WC-ul al generalului Milea, da? Din cabinetul lui, acolo s-a hotărât în noaptea de 24 pe 25 decembrie dimineața. De către conducerea Consiliului Frontul Salvării Naționale. Bun, dar cine? Din care făceau conduce? Parte. Bun, am înțeles că făceau parte. Domnul Ion Iliescu, domnul Virgil Măgureanu, domnul Jean Stănculescu, domnul Gelu Voican Voiculescu, Mihai Montanu și numai, încă câțiva domni pe acolo, Brucan, nu știu dacă așa. Și dintre toți, singurul care s-a opus cu vehemență a fost domnul Ion Iliescu. S-au opus. Au fost de acord, da? Ceilalți toți au fost la unison. Și o întrebare care se tot repetă, cum poți să vorbească cu atâta serenitate despre o crimă pe care au făcut-o? Dar nu e crimă, domnule. Nu e crimă, e mintea lui, patinează lui memoria acum de crimă. Este asasinat politic, e cu totul altceva. În formă revoluționară. Asasinat politic. În formă revoluționară. Da, contează fiecare termen, fiecare... Să încercăm acum să sunăm pentru coșul de cu acest cozonaj de la cofetăria Claus, să vedem dacă telespectatorul care ne-a dat SMS și răspunde cu Alo TV, asta e condiția pentru a primi coșul, dacă nu o să facem o altă extragere. E o telespectatoră care zice că e pensionară și soțul acum a terminat și șomajul. Păi cam asta e situația în care ați adus pe români, vedeți, după ce le-ați omorât... Cunoscuți, doamne, că și noi suntem pensionari. Știu, dar n-ați dat SMS la 1333. N-ați dat SMS la 1333, dar vedeți, sunt foarte mulți români. Să sună la Cobălcescu și le relatez în direct. Ce ați face dacă s-ar face mâine un referendum și, să zicem, oamenii ar fi întrebați, v-ar plăcea mai tare cu Ceaușescu decât cu actualul regim și oamenii păi, dar acum ce facem? Credeți că există posibilitatea să-l clonăm? Nu-l clonăm, dar aducem unul. Am mai avut unul aproape după chipul și asemnarea lui vreo 12 ani. Îl punem pe Valentin Ceaușescu. Dar de ce numai familia Ceaușescu? De ce nu familia Diaconescu, păi că tot e cu Iescu. Familia Ceaușescu a făcut... De ce nu Cârlan? De ce ați văzut câte stații de metro a făcut familia Ceaușescu? Familia noastră. Dar nu el, domnule, aici e marea prostie și marea greșeală. E sistemul politic, economic și social respectiv. Deci este sistemul comunist. Puteam să avem conducători mai buni de 100.000 de ori decât puticele lor. Dacă mai lăsați măcar un an, doi pe Ceaușescu, terminau toate autostrăzile, făcea... Și cu ce sacrificiile a terminat domnul Diaconescu? Nu știu, domnule, cu ce sacrificiile. Mai bine, dar această problemă cu datorii și uite, acum avem o... Domnul Diaconescu, această problemă cu lăsarea sau nelăsarea în viață ar trebui întrebați cei care au hotărât destinele lumii la Malta. Da, bine, și asta e adevărat, dar păi la nu i-a omorât, pe al bulgarilor nu l-a omorât la Malta, da? Auziți? Dar ceilalți conducători de țară n-au fost omorâți. Numai al nostru a fost omorât. Ba da, domnule, au fost omorâți. Antonescu, care era tot un dictator și un tiran. Ceilalți au înțeles că trebuie să retragă, s-au retras destul de civilizat, au părăsit funcție de conducere și apoi nu era acest sistem. În toată Europa asta doar noi ne-am omorât. Întrebați-i pe cei din WC-ul care au hotărât. O să-i întrebăm și pe ei, dar ei nu recunosc, măcar dumneavoastră sunteți oameni sinceri și uite, dați cărțile pe față, da. Chiar dacă vom fi iubiți de popor ca Mitrea Cocor, nu e nicio problemă. Oare ucigașii tinerilor din Revoluție n-au fost tovarăși și voștri din grupele speciale din care ați făcut parte? Nu. Adică deci, credeți că au mai tras alți colegi de admasă din alte unități? Care nu era trupă de elită, cum cred ei așa. Nu credem că... Ai noștri, cel puțin parașutiștii n-au participat la reprimare. Sunt și foarte multe mesaje în favoarea dumneavoastră. Spuneți cineva, știmă și respect, să fiți mândri că ați omorât cei mai periculoși criminali. Hai că sunăm la coșul ăsta de cozonat să vedem dacă îl câștigă cineva sau nu. Alo? Ați răspuns? Alo, TV? Alo, TV, ați răspuns, da? Da, da. Bravo, bravo. De ce aveți nevoie de coș? Ce problemă aveți? Ce SMS ați trimis? Domnul, am 18 ani. Câți? 18 ani. Mulți înainte, da. N-ați prins Revoluția? Nu, n-am prins-o. Mama s-a dat în șomer și vreau să le fac cadou de Crăciun. Foarte bine, da. Dar ce zic părinții? Era mai bine pe timpul lui Ceaușescu sau acum? Eu zic că era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Tata a fost marinat și mama... Vedeți că era la conducere.
Păi da, da. Da, bine, domn. Tata lucra în marină, era mecanic. Aha, bine. O să ajungă președinte. Mulțumim bine. Mult de tot. Rămâneți la telefon pentru adrese, pentru alte amănunte legate de coș. Altcineva zice, aceste două persoane care au participat la execuția lui Ceaușescu refuză să vorbească despre o persoană foarte apropiată a lui Gelu Voican Voiculescu. Semnează un gureanu din Corabia. Despre cine e vorba? De cine ar fi persoana apropiată? Nu. Cred că doamna Cerasela aceasta era și la execuție. Păi, dar noi n-am cunoscut-o, n-a fost cu noi. Deci ea apare la morga spitalului. Eu, nu știu, Dorin, eu personal după... Am cunoscut-o la Asociația de Revoluționari. Eu personal după asta, acea revoluție n-a stat de vorbă. Chiar m-a rugat să-i dau și ei... N-a stat de vorbă cu Iliescu, cu nimeni. Pentru memoriu de pe lângă memoriu de activitate. În afară de Bucurel și de voi... Să-i dau o declarație, zic, măi, Cerasela, eu nu te cunosc în primul rând ca și activitate revoluționară. Nu pot să-ți dau și eu... Altcineva n-ai fost cu mine. Zice, eu sunt militar, dar să omorâți un om legat nu prea mai are legătură cu armata. A fost dezlegat când a fost omorât. Spuneți că i-a dezlegat de armata. A fost nu, a fost legat. Nu, are legat dreptate omul, dezlegat, dar e militar acum. L-a luat, mă, sforile. Nu l-a luat nimeni sforile. Uite-te și în filmare să vezi. Păi spuneți asta că e important. Nu, nu sunt legați. L-a luat sforile, băieru. Ia, hai că acum dăm peste cadavre. Nu, el a omis. Unde se vede, domnule, că nu-ți legați? Nu sunt legați. Nu, domnule, că el e cu mâinile la spate. Nu, dar el nu se vede, dar la doamna lui, la se vede. Păi asta e cea mai mare controversă. Deci a fost dezlegat. Păi cine a mai dezlegat? În când? N-am mai avut timp de unul să dezlege. Păi uite, nu am avut timp. Suntem înseamnă obosiți, nu. Stați puțin că nu e aici. Nu, militarul ăsta are dreptate, sigur că... Erau legați, domnule? Erau legați, da. Nu trebuie că domnul Gheorghiu zice că au fost dezlegați, domnule. Eu știu, așa știu, nu, bine, de la boierul, deci întrebați-i pe fiecare parte. Relansează tot cazul. E care probabil după ce ea, și n-am mai putut eu să mai văd. Senzația mea, știți care este? Că i-ați judecat într-adevăr acolo ce a spus. I-ați legat la mâini. Dacă tot ce să dăm imaginea. Ba, dăm filmul, dar stați că acum imaginea cu mi-au venit nervii și mie, că am și o limită. Nu, dar problema asta, domnule, cu legatul ce spune militarul. Puneți seama că noi în regulamentele militare, bine, nu suntem absolviți de nicio vină, pentru că ne cunoaștere în armată să nu că ești absolvit. Dar în Ministerul Apărării Naționale nu exista așa ceva, că trebuie să ne legăm comandantul suprem, trebuia să-l apărăm, de fapt, chiar cu prețul vieții. Atunci, după... Deci, așa ni s-a spus, așa am făcut. Ritualul acesta l-au făcut cei care ne-au ordonat. Sunt de acord, dar e o altă versiune care e dovedită, vezi, doamne, de cele întâmplate. De ce? Că dumneavoastră i-ați legat la mâini, într-adevăr, se întrerupe filmul, ei sunt cu certitudine îngropați în 30 decembrie. A, i-a dezlegat, este... am văzut când s-a... Deci i-a dezlegat de la morgă, după aceea. A, la morgă, după aceea. Da, domnule, cu Cerasela, cu domnul Gelu Voican. Ce explicație aveți că au fost înmormântați abia pe 30? Absolut niciuna. Niciuna, da? Nici. E, și eu atunci vă spun care e explicația. Că dumneavoastră i-ați legat la mâini, într-adevăr, de acolo au fost urcați în elicoptere, duci undeva la Moscova, la București, torturați, chinuiți și omorâți abia pe 30. Adică au torturat cadavrele sau cum? Nu, cadavrele, ei vii. Nu i-ați mai împușcat. SF. Păi da, noi am mai fi fost aici, noi am mai fi fost revoluționari, ne-am mai fi acordat titlul prevăzut de lege. N-aveți explicație unde au stat 5 zile. Sau ce au stat 5 zile. Puneți-i pe cei doi să se întoarcă cu gândul în timp și să ne spună ce decizie a luat acum, dacă ar fi acolo. Domnul Giaconescu, varianta acum... e bună cu Moscova și așa, că nu avem de câștigat nici așa, nici așa. Adică chiar e bună. Adică vă dați seama ce bucurie are domnul Ion Iliescu în dânsul, așa, când aude de varianta asta. Sigur ați împușcat pe cineva, dar să dacă sunt ei sau nu, dacă nu sunt sosile lor. Asta ne-ați întrebat acum? Asta, da. Sigur. Sigur, da? Acum, dacă v-ați întoarce în timp, ce decizie ați luat, dacă ați fi acolo? Deci, cu mintea... Eu personal... De acum... Dacă aș fi fost pus tot în fața unui fapt împlinit, n-aș fi avut ce să fac. Dar ca om, dacă ar fi la liber, așa, la libera judecată, nu aș mai proceda așa. Deci, practic, mie, într-un fel, mi-e rușine de fapt asta. Puneți problema asta și vă zice, trageți rușine, n-ați mai făcut pasul ăla în față. Domnul Diacon, nu știu, dacă aș fi știut despre ce e vorba. Pentru că noi nu știam ce știm acum. Dar și dacă știam că sunt ei. Deci nu ne puteam informa, n-aveam, nu știam ce știm. Deci acum, dacă aș mai fi să o fac, păi prost să fiu. Noi să am fost câine sur la vânătul. Sau cel puțin am zice, da, o facem, dar ne dați 5 milioane de euro ăla, 10 ăla, altul... Să vină cu alea 2 miliarde și din top 300, dați-ne și nouă câte...